Salutare futinașilor și bine v-am găsit la un nou episod de Crăciun. Practic astăzi este ziua de Crăciun, suntem acum pe 25 decembrie și voi vedeți episodul acesta de Crăciun. Eu încă nu am primit cadourile pentru că încă Granny încearcă să îl împiedice pe Moș Crăciun și Moș Crăciun nu a ajuns încă la mine cu cadourile, dar sper să le primesc până la finalul zilei. Să-mi scrieți toți acolo în comentarii dacă ați primit cadourile și ce ați primit acolo, să-mi scrieți toți în comentarii și haideți să încercăm să o împiedicăm pe Hârculiță să îl prindă pe Moș Crăciun și practic să ne primim cu toții cadourile. Voi cei care le-ați primit deja sunteți norocoși pentru că Granny nu a reușit să îl împiedice pe Moș Crăciun ca să ajungă la voi și acum sper să nu îl împiedice ca să ajungă și la mine. Și să nu uitați și de Instagramul meu, aveți acolo primul link din descriere, mergeți și apăsați acolo follow ca să fiți la curent cu tot ce postez eu, pentru că acolo postez atunci când mă joc împreună cu voi. Și haideți să vedem ce face Hârculița. Acum se alege harta. Să vedem pe ce hartă o să nimerim cu Hârculița asta netrebnică. Taca paca raca maca. Hai mă frate, nu se alege odată harta. Ia să vedem acum. Suntem acasă la Hârculiță. Deci era și culmea să nu fim acasă la Hârculiță. Adică bine, asta dacă o să și rămână harta. Că dacă nu, riparino. Hai să vedem. Deci a rămas harta și să vedem cine este grenioara. Băi, văd că tot ies oamenii, mă, ca să nu fie greni, cred. Hai, mă, rămâneți să ne jucăm împreună acum în ziua de Crăciun, să facem o horă. Ho, 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 eu sunt grenioara, deci practic eu trebuie să-l împiedic pe Moș Crăciun să-mi aducă mie cadou, cum ar veni. Adică, practic, ar fi cam nasol pentru mine, ca să zic așa. Hai să vedem. Hai să vedem ce face grenioara. Deci încercăm să-l împiedicăm pe Moș Crăciun. Adică să-i prindem pe ceilalți care sunt în meci cu noi ca să nu-l anunțe, ca să-l anunțe, pardon, pe Moș Crăciun. Deci noi trebuie să-i împiedicăm pe ei să scape, pentru că ei dacă scapă, ori să-l anunțe pe Moș Crăciun că vreau să-i fur toate cadourile și în această situație ce mai facem? Practic Moș Crăciun câștigă, copiii primesc cadourile și Granny pierde. Ceea ce n-ar fi bine pentru mine acum că sunt eu Granny. Hai să punem așa frumușel aici un trepian. Băgăm aici un trep. Sau ba nu, hai să nu-l punem aici. Hai să punem noi trepurile cum știm noi aici pe harta asta frumușică. Punem aici așa, pac, un trepian aici. Că noi facem legea. Ok. Mai punem unul aici la ușa asta la altă. Ca să nu ne poată jucui nimeni. Tac, pac, pac. Oh, ce faci Barosano? Ce faci Barosano? Ne-am echipat, așa vedeți. Pac, pac, pac. I-am furat hainele lui Moș Crăciun. Le avem așa pe noi. Taca, pac, araca, maca. Să nu ne ginească. Poate mergem și le dăm și noi un cadou la hudinași ăștia ai noștri, le dăm așa câte o bastârcă peste frezian. Ia uite-l pe Lupică, sau cum îl cheamă, Lupică 107. Îmi pare rău, fratele meu, dar ai cam leșinat pe scări. Deci mergem și noi și le dăm. Deci le furăm cadourile, după care mergem și le dăm câte o bastârcă pe frezian. Pac, 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 așa frumușel. Le dăm câte o bastârcă pe spinare și îi trimitem la culcare. Și gata, ăsta a fost cadou, frate. Punem așa frumușel ăsta aici, pac, pac, pac. Mai băgăm un trepian. Și acum avem aici împânzit de trepuri. Nice, Rino, nice, Rino. Și hai să vedem ce trepiane mai punem. Aș putea să mai pun încă unul aici și așa o să și fac. Mai punem încă unul aici, după care mai rămânem cu un singur trep. Ok, mai punem unul aici așa. Ăla-i ticule. Îl băgăm așa, bun. Și acum hai să-i prindem pe hudinași, pentru că presupun că sunt ceva hudinași acum în meci cu mine. Oh, opa, ce faci blondino, n-ai prea nimerit așa de bine. N-ai prea nimerit așa de bine, ți zic eu. Oh, că m-a băgat aici, m-a moleșinat. Moleșinat de amiază. Mi-a dat peste frezian cu ușa. Închidem ușa să nu știe nimeni că e acolo, să nu o scape nimeni. Hai să-i căutăm pe restul. Pun pariu că cineva îi în tunel și stă acolo în tunel. Pot să pun pariu cu voi. Ia să vedem pe aici așa. Nu înseamnă că sunt pe la Playhouse.
Deci deja am babardit două persoane, le-am dat pe frezian cu măciuca, le-am dat măciucă peste freză. Fac, deschidem ușa aici frumos, hopa, hopa, pe cine prindem noi aici? Cine mai dorește, cine mai poftește o bastârcă peste frezian, cadou de Moș Crăciun? Hai să vedem, nu putem să-i dăm prin zid. Hai să lăsăm și aici un trepian. Punem, uite, așa aici un trepian, ca să nu poată să iasă nimeni. Pac. Îl avem acolo, trepianul. Și hai să mai căutăm și alte persoane. Mai sunt încă 3 persoane. Mai sunt încă 3 persoane. Și 2 sunt acolo în tunel. Ok, înseamnă că una este pe sus, pe undeva, cred. Opa, Barosano, opa, că te-am văzut. Am înțeles, dar n-am cum să o prind acolo, că s-o băgat în tunel. Cam tristuț, cam tristuț. Opa, cineva a luat trepul de aici din Playhouse, cred. Hai să vedem cine l-a luat. Deschidem repede asta. Bun, aoleo, că mi-am dat cu ușa în freză. Pa, că ăla-i ticule. Deschis destul de greu și de cu Granny, sincer să fiu. Mai punem aici iar un trap, dar îl punem mai sus, așa. Pac, ăla-i ticule, ca să nu poată nimeni să urce. Și dacă cumva o să urce acolo ca să ia trepianul, hai să așteptăm aici să vedem dacă o să ia trepianul. Sincer să fiu, putem aștepta aici, că nu cred că ne vede. Dacă ia trepianul, îi dus. A, uite că putem să vedem acolo pe gemuleț. Da, banu, hai să nu stăm să campăm. Cineva se joacă cu ușile de la dulap. A, uite, cineva e sus. Oh, n-ai sărino. Și s-a mai prins cineva sus acolo. Deci avem pe cineva aici în baie. Salutare, frate, eu și direct. Când m-au văzut, au zis gata. O zis ăsta mă prinde. Yes. Hai să vedem așa, frumușel, bam, bun. Deci aici e Senala. Ia uite-o pe Senala. Îmi pare rău, Senala, dar ai cam picat. Oh, că mi-a dat peste frezian și am pus-o și eu jos. Practic ne-am leșinat așa, unul pe altul. Mă lasă și vocea. Rip voceleană. Acum de Crăciun. Mamă, cum mi se învârt aici stelele. Mi se învârt stelele. Deci am leșinat-o pe Senala și am leșinat și pe Ari VTR 10. Mergem, băgăm aici un bosanel la Burtihan ca să ne revenim la realitate. Pac, pac, pac. Ăla-i ticule. Bun. Și mai este o singură persoană care este sigur în tunel sau pe undeva pe jos. Hai să vedem. Mergem să ne uităm frumușel. Tac, pac, pac. Pe aici nu-i nimeni. Hai să vedem dacă cumva este la tunel cealaltă persoană. Deci mai avem o singură persoană în viață. Dacă reușim să o prindem, nu o să ajungă nimeni să-l anunțe pe Moș Crăciun că vrem să-i furăm cadourile. Și după ce îi furăm cadourile, mergem și le dăm câte o bastărcă peste frezian tuturor celor care își așteptau cadou. Le dăm direct bastărceană, frate. Hai să vedem. Practic îmi dau și mie o bastărcă, că nici eu n-am primit nimic încă. Îmi scrieți acolo în comentarii ce ați primit voi de Crăciun, că sunt foarte curios. Hai să vedem. Pac. Unde este ultima persoană? Parcă văd că e prin tunel pe aici. A, da, uite că e aici, pe partea asta, la altă, nu în tunel. Dar știți ce facem noi? Punem, uite, aici așa un trepian, pac. Oh, că știe fratele Houdini. Și acum mergem repede pe partea asta, la altă, să o prindem sus. Dacă am prins-o la cotitură, e gata. Sper să am timp. Sper să am timp să fiu Speedy Gonzales. Ok, deci mai este o singură persoană. N-ai sărit-o, n-ai sărit-o, n-ai sărit-o. Poate reușesc să o prind. Cine știe. Încă văd că nu o luat trepul. Deci încă nu mi-o luat trepul. Văd că pe aici nu este. Hai să vedem dacă o prindem. Să nu-mi zici că s-o fi ascuns pe aici. Nu pare să fie nici aici. Ok, Anu Barosanu. Ba, mi-o luat trepul, bă. Mi-o luat trepul, frate. Sau ce naiba? A, era pe partea alaltă. What? Nu era aici? A, nu, deci era pe partea alaltă, acolo, la Playhouse. Hai că am văzut și eu dacă e. Ok, bun. Mai sunt încă două persoane, încă două persoane. Văd că mai intra cineva.
Deci mai avem două persoane și încă 4 minute. Mai halim aici un bostănel. Hai că ne facem bostănei dacă e. Ne facem să ne mai luăm și noi ceva skiniane frumușele. Tac, pac, pac. Bun, ok. Hopa, uite că deja am prins un barosan aici. Salută, Mickey! O ieșit instant. Deci o ieșit instant. Da, acum mi-a stricat trepul ăla dacă o ieșit. Ceea ce e destul de tristuț. Opa, uite că mai prindem aici pe cineva. Pac, 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 pac. Acălai ticule. Am prins-o aici pe Ana, pe Ana West 5421. Nice, Rino. Deci, practic, am prins pe toți. Deci, mergem și îi furăm cadourile lui Moș Crăciun. După care mergem să le dăm câte o bastârcă peste frezian tuturor celor care nu au primit cadou, ca să zic așa. Dacă v-a plăcut episodul, hudinașilor, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe și să-mi scrieți acolo în comentarii, v-am spus ce ați primit voi de Crăciun, și să nu uitați și de Instagramul meu, îl aveți acolo primul, link din descriere, mergeți și apăsați acolo follow, sper că aveți o vacanță minunată și că vă distrați acum de Crăciun și că ați primit tot ce vă doriți și v-am spus rupeți butonul de like și de subscribe, ne auzim pe următorul episod, pa, pa!